România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Epidemia a atins cel mai mare număr de infectări de la debutul său la noi în țară. Sunt peste 34.000 de infectări. Peste 13.000 sunt la elevi, iar 4.000 la profesori. Nu există dubiu, cred aici, că școala e un loc în care e așa un incubator de infectare. Pe de altă parte, însă, în ultimii ani am învățat câte ceva. Știm mai bine ce avem în față și observăm, poate nu neapărat științific, dar ca percepție, că lucrurile stau ceva mai bine. Nu ne mai speriem atât de tare, cred. Această tulpină, Omicron, deși infectează multă lume, pare că face mai puține îmbolnăviri grave. În România sunt în jur de 700 de pacienți la terapie intensivă. În trecut, la aceste valori de infectare, am fi avut, cred că, 2000. Așadar, în mod firesc, avem un sentiment de mai multă liniște. Deși pe mine nu mă liniștește ideea lansată de domnul Rafila că ne vom îmbolnăvi cu toții. Îmbolnăvirea ar trebui să fie o opțiune, dacă vreți, dacă îmi permiteți exprimarea, adică să ai posibilitatea să te ferești de ea, nu un lucru inevitabil cum îl prezintă domnul ministru. Dacă ai dreptul să nu te vaccinezi, firesc, mi se pare să ai și dreptul de a nu te îmbolnăvi, să mergem pe egalitate. Oricumva, domnul Rafila și guvernul României ne-au pregătit tocmai pentru asta. Dar pregătirea nu are loc de astăzi, ea a început de când a venit noul guvern, a cărui politică a fost, domnule, nu supărăm lumea aici. E mai greu decât să dai vina pe opoziție. Așadar, guvernul PNL-PSD a renunțat la orice instrument care ar fi sporit vaccinarea. Știm astăzi cu siguranță că vaccinarea dă îmbolnăviri mai puțin grave, că majoritatea celor vaccinați fac variante ușoare, acceptabile, ceea ce înseamnă că am putea trăi cu boala. Rezultatul acțiunilor actualului guvern este că nu avem niciun certificat verde foarte funcțional, nici restricții majore, dar evident nici vaccinare, ceea ce era mai important. În schimb, avem mai multă libertate ca la alții, da? Și ceea ce în termen de democrație zic eu că este de salutat. Până la urmă, lipsa îngrădirilor majore este norma, restul sunt excepții. În fine, este evident însă că nici restricțiile majore, nici vaccinarea nu ne-a oferit pe noi omenirea de răspândirea bolii. Franța a raportat 500.000 de infectări. Chiar dacă sunt forme ușoare, este foarte mult și arată că barierele pe care le-am folosit până acum nu funcționează decât parțial. Iar dincolo de îmbolnăvirile propriu-zise, mai multe țări occidentale au fost lovite economic. Vorbim de lipsă de lucrători, lipsă de doctori, lipsa unor bunuri. Deja avem o teorie care spune, domnule, hai să încurajăm această formă ușoară, răspândirea ei, ca nu cumva să ajungem la una nouă care să fie gravă. Știți că virusul evoluează. Avem atâtea idei că până la urmă o să devenim cu toții experți în nenorocirea asta și cumva ar trebui să devenim, pentru că ea e de fapt o parte din societatea noastră acum. Dar voi cum sunteți? Cum treceți peste momentul acesta și cum credeți voi că trebuie să mergem mai departe? Ia hai să vedem o dezbatere astăzi despre starea României în acest moment, care s-ar putea să fie, de fapt, începutul unei perioade mai grele. 0372069599, îl repet, 0372069599, vă întreb așa, oameni buni, cum vă afectează acest nou val al epidemiei? V-ați îmbolnăvit? Sunt bolnavi cei de lângă voi? Cum treceți? Ce fel de măsuri sunt necesare în România în perioada următoare, vă întreb. Și vă întreb asta pentru că mai vine o întrebare. Cât de utile mai sunt restricțiile dacă ele nu au dat rezultate nici măcar în alte state? Ce ziceți de treaba asta? 0372069599, emisiunea asta e și pe Facebook, sunt și acolo mesaje în mod evident, dar de auzit ne auzim la Europa FM și îl salut pe Cătălin, bine ai venit! Bună ziua Europa FM, bună ziua ascultătorilor!
Eu n-am decât o... Da, aș putea spune că stau cu un pic de teamă. Pentru că până acum aveam restricții care ne protejau, acum nu. Și prin jobul meu iau, nu știu, iau contact cu foarte multe persoane care nici măcar nu cred că există această boală. Proasta informare și lipsa celor care într-adevăr au cunoștință despre, deci specialiștii, lipsa de specialiști, pentru că până acum n-au venit decât, cum să zic, persoane care foarte prost informate, fără pic de... Unde? Da, deci mai mult, mai mult s-a făcut propagandă pentru contra vaccinării decât pentru vaccinare. Deci nici măcar o informație concludentă. S-au făcut chiar și prin acele reclame. Da, deci îmi pare rău că nu l-am vaccinat corect, dar n-am fost informați despre vaccin. Deci nici măcar la ora asta o mare parte a populației, și vorbim și de cea din mediul rural, dar habar nu au. Nu au ce conține vaccinul. Ei nu sunt informați decât contra vaccinării. Asta e în mare măsură adevărat. Dar ia spune-mi, cum merge mai departe? Că uite acum, vezi care de fapt sunt, care e situația așa mare. Pare a fi o tulpină mai ușoară, pare că mai multă lume scapă decât mai multă lume moare, nu mai sunt atât de multe îmbolnăviri grave. Ce facem mai departe? Dă-ne o rețetă, dă-ne un drum. Părerea mea e că ar trebui să fim conștienți și să ne protejăm chiar dacă nu mai sunt restricțiile. Haideți să fim conștienți, suntem o țară care avem și noi 30 de ani de democrație, nu cred că mai suntem constrânși și la lipsa de informație, da? Acum, să ne vaccinăm copiii corect, da? Cum să facem un vaccin antirujeolic sau mai știu. Eu zic că n-ar trebui să existe o teamă să ne vaccinăm în continuare, să avem grijă de sănătatea noastră. Nu știu, eu sunt și un pic mai fricos, pentru că fata mea, când era mai micuță, se cam tot îmbolnăvea mereu, făcea amigdalite. Mă duceam la medic, pentru că omul ăla știe ce are de făcut. Nu mai merge cu șosetuțe, cu oțet sau știu și eu... Dar ce îmi zici tu, Cătălin, este că, de fapt, nu ține de stat, ține de ce putem face noi, pe cont propriu. Eu așa zic că ar trebui să fim și noi un pic mai conștienți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să avem mai mult grijă de noi. Nu cred că totul ține de guvern, nu știu. Haideți să o luăm logic. Acum, dacă... Nu ar fi o lege în care s-ar spune, domne, haideți să reciclăm peturile. Nu credeți că nu trebuie să aruncăm gunoiul la întâmplare? E același lucru, trebuie să avem și noi grijă de sănătate, de... Da? Deci nu numai guvernul și știu și eu, politicul sau cei care sunt acolo și ne gândim, trebuie să vină să spună ordonanță de urgență, dar azi nu. Eu zic că ține și de noi. Ține în primul rând educația noastră. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Ține în primul rând de noi, dar uneori niște măsuri pot să echilibreze situația, pentru că există cazuri și le-am văzut în care practic ești expus, da? Atunci când încerci cu tot din adinsul să țină de tine, să faci ceva și ești expus. Iar tipul de discurs al domnului Rafila, domnule, asta e, o să ne îmbolnăvim, sigur, că e și ăsta un discurs, poate să fie și asta prevenție, dar nu e așa cum o înțeleg eu. George, salutare, cum sunteți în familie? George, ne mai auzim? Pare că nu ne auzim cu George, hai să-l recuperăm pe George să vedem unde e. Vasile, salutare, ești la România în direct, cum sunteți? Bună ziua! Bună ziua! Vă salut și ascultătorii europeni. În familie. Probabil în primăvară am trecut și eu, soția a avut un test care a ieșit pozitiv, deci am făcut și eu și copiii virusul. Eu am făcut chiar între dozele de vaccin. Mm-hmm. Și acum, în iarna asta, cum sunteți? Nu a fost cazul de îmbolnăvire în familia noastră și nici nu cunosc apropiat.
ce suntem, de ce a declarat domnul Rafila este oarecum adevărat. Dacă spune că ne vaccinăm, adică nu spune și e adevărat, ne vaccinăm și ne îmbolnăvim, nu înseamnă că toți o să ne îmbolnăvim, că suntem vaccinați sau că nu suntem. Nu știu, eu mi-am propus să nu mă îmbolnăvesc, scuză-mă că-ți spun, vaccinat, eu sunt vaccinat, dar zice vaccinat, nevaccinat, eu aș zice că nu e așa un dat de la Dumnezeu să te îmbolnăvești, mai face și omul câte ceva, chiar și la alte boli, adică mai ai, te uiți ce mai mănânci, vezi pe unde mai stai, vezi să ai mâinile curate, nu? Nu e totul genetic așa, nu e o fatalitate, băi, stai, o să mă îmbolnăvesc. Eu sunt vaccinat, cum v-am zis, doar că sunt sceptic la următoarea vaccinare în privința faptului acestea, ne îmbolnăvim sau nu. Cum ai dori să procedăm mai departe? Adică ce să facă societatea noastră? Cum să facem ca să trecem de momentul ăsta? Suntem doar noi, atenție, aștepți ceva de la stat? Probabil... este direcția bună, obligativitatea vaccinării. Este avantajul cert că vaccinarea evită aceste, cum să le zic, aceste îmbolnăviri grave și mortalități. Evită. Dar, din ce am auzit și mai înainte la știri, Franța, unde este un raport de vaccinare foarte bun și sunt 500.000 de infectați. Cu siguranță sunt și cei vaccinați infectați, nu doar cei nevaccinați. Evident, în mod evident. Stai că mă uitasem de dimineață pe niște date legate de Franța, ți le spun și ție. Deci Franța a ajuns la 500.000 de îmbolnăviri ieri și are spitalizări, le găsesc acum, are 28.000 de persoane spitalizate și 3.787 la terapie intensivă. Deci procentul e mic, asta vrea să arate. Adică oamenii bolnavi grav sunt puțini între îmbolnăvirile astea care se numără cu jumătate de milion. Cumva ceva funcționează? E clar, funcționează pentru cazurile grave, evită cazurile grave de îmbolnăvire și inclusiv mortalitatea. Probabil din cauza restricțiilor voi face și vaccin doza a treia în perioada imediat următoare. Fii atent, că e foarte important că mi-ai zis asta. A mai venit cineva ieri la emisiune și a zis: domnule, eu o să-mi vaccinez copilul dacă îmi cere certificat verde. Mulțumesc tare mult, Vasile. Știți ce s-a întâmplat în toamnă când era ideea că s-ar putea să existe un certificat verde? Românii s-au vaccinat. Adică a fost un instrument care a funcționat. Nu neapărat încrederea în vaccin, dar ideea, păi, o să ne închidă ăștia. Asta e o chestiune care a funcționat. Pe mulți îi apără în momentul acesta. Dar statul român azi, societatea noastră, de fapt e cam fără anticorpul ăsta. Nimeni nu că obligă, nu există ideea de obligativitate, nici nu s-apasă vreo pedală, dar nici măcar nu prea încurajează, adică nu există o idee de a încuraja cu vorba bună. Uite, puteți să faceți asta, să știți că e o pavăză. Florin, salutare! Voi cum sunteți acasă? Salutare, Cătălin! Noi suntem bine acasă momentan și sper să rămână așa. Nu ne-am infectat, sperăm să rămânem în această situație în continuare. Avem cunoștințe care s-au infectat, printre ei și vaccinați, ca să zic așa, inclusiv cu doza booster. Am ajuns și pe la febră și alte variante. Și aici aș vrea să fac un pic o legătură pe care, sau aș vrea să duc discuția într-o zonă în care nu am văzut că merge prea multă lume. Nimeni nu prea vorbește despre prezența sau absența anticorpilor. Inclusiv când s-a făcut certificatul verde, din punctul meu de vedere, exact pe baza aceasta trebuia făcut. Nu că ești vaccinat sau că ai trecut prin boală sau că n-ai trecut. E prezența anticorpilor. Că degeaba ai 7 doze, dacă n-ai anticorpi, nu te îmbolnăvești. Ai vrea eliberarea certificatului verde pe bază de anticorpi. Acum, adică întreb și eu. Explică-mi, doctorul Gheorghiță a spus ieri că în Europa se lucrează, adică oamenii de știință și medicii stau un pic aplecați asupra acestei chestiuni ca să vadă dacă este realizabilă. Dar eu pot să te întreb în felul următor. Cum ai procedat tehnic să eliberezi un certificat verde cu prezență de anticorpi?
la fel cum se eliberează în cazul testării pozitive. Nu? E același lucru. Se prezintă la un cabinet de testare, se testează, adică se, se trimite mai departe, se trimite la DSP rezultatul, la anticorp primești, ți se eliberează certificat online, sau cum se face acum. Suntem... Dar ai fi de acord cu un certificat verde pe zona asta? Adică, domnule, dacă ai anticorpi, l-ai primit, nu știu ce, te-ai dus mai departe, îți vezi de viață. Păi, sincer, mie mi se pare mai logic decât... Hai să mergem mai departe, bun. Și o să vă zic de ce, dacă îmi dați voie doar o secundă. Nu, dar vreau întâi să-mi răspunzi la întrebări. Știu logica, că am înțeles. Dacă ai anticorp, ești păzit. Deși asta încearcă să stabilească știința. Bă, care e numărul de anticorp de la care să nu mori? Că, de fapt, asta e ideea. Bun, suntem 8 milioane care vrem certificatul verde. Hai să mergem la centrele de testare. Cum procedăm? Ne înscriem primul milion, al doilea milion, peste 6 luni, mergem din nou 8 milioane la certificatul verde? 10 milioane? Nu, chestia asta se poate face, bine, s-a fi putut face, să zicem, după ce ai trecut prin boală, la X zile, da, după cum este stabilit științific, te duci, faci testul de anticorpi. Aha. După care primești. Sau după vaccinare, exact aceeași poveste. Păi, astăzi, să zicem, bun, ai 34.000 de oameni care peste 6 luni se duc la cabinet, că atâta durează certificatul ăla, nu? Să-i măsoare anticorpii. 34.000 de oameni să duc, când ar fi astăzi, la jumătatea lunii iunie, să duc la cabinete medicale. Numai ăștia de azi, că mâine trebuie să se ducă 40.000. E viabil? Păi la fel, din punctul meu de vedere, la fel cum s-a testat pozitiv, e cum s-a testat pozitiv astăzi, 34.000. Păi... La fel se pot testa și pentru anticorpi, nu? Ar da. La fel se pot testa, numai că la test e foarte simplu, e o procedură foarte simplă, adică cât durează, un minut, două, nu? În timp ce la testarea cu sânge, deja ai complicat fiolă, condiții de transport, întoarcere, medici care să se uite la toate alea. Da, de acord, este o procedură un pic mai greu, dar la fel cum acum se plătește pentru fiecare test COVID, eu cred că s-ar putea găsi soluții. Pentru că sunt laboratoare care se pot folosi de infrastructura pe care au. Sunt spitale private, sunt clinici private. Eu cred că dacă chiar s-ar dori, s-ar găsi o soluție. Ai vrea să mutăm efortul? Aici știi că multe dintre testele plătim pe banii noștri. Ai fi de acord să plătim măsurarea pe acestor anticorpi tot pe banii noștri, nu? Păi eu am plătit. Soția mea a plătit. Am cunoștințe care au plătit. Cât ai plătit? E vreo 200 de lei, știu eu, de la o clinică mi-am măsurat eu odată. 90 de lei. 90 de lei. Depinde care variantă se face, mă. Aha. Deci nu cred că este o... Și atunci l-ai obține contracost, nu? Da sau nu? Îl vrei mai repede, îl obții contracost? Nu vrei să-l obții contracost? Aștepți? Sau se mărește capacitatea laboratoarelor de testare? Adică când ești statul român, eu cred că totuși poți găsi niște soluții. Nu cred că... Eu nu sunt specialist, nu sunt în domeniu, dar mă gândesc că soluții se pot găsi. Da, mă gândesc. Dacă oferi niște sporuri, spre exemplu, poți face în 3 ture pentru cei care doresc, sunt sigur că sunt persoane care au nevoie de bani extra, care vor să se angajeze, care pentru niște bani frumoși, nu? Pentru că în momentul în care dai unui medic de familie 50 de lei sau cât era suma pentru testare, cred că 50 ori câte persoane testeze poate face un salariu frumos la o clinică. Se lucrează între ei. Doar că trebuie să ai și patalama. Îți trebuie și patalama de medic biolog, că nu toată lumea se uită la analizele de sânge. Dar, mă rog, în fine, ideea am reținut-o. Eu te puneam la încercare pentru a vedea că uneori nu e chiar atât de simplu să faci chestiunea asta. Când trebuie să eliberezi câteva milioane de certificate de genul ăsta. Dar ideea fundamentală acolo este că nu știm în ce măsură, dacă scrie acolo 10 anticorpi și la altul scrie 7.000 de anticorpi, nu știm care sunt pragurile și ce ne ajută. De-abia se studiază chestiunea asta. În fine. Da. Te las pe tine să pui concluzia. Atât vreau să mai zic. Concluzia ar fi că, adică eu cred că o parte de numărul mare de infectări provine și din faptul că știm acum că această variantă este una care nu este atât de puternică, să zic așa, nu dă efecte foarte grave și mai departe, și eu cred că lumea a lăsat un pic și garda jos. Și o să vă explic și de ce e așa, scurtuți. Eu m-am testat, am anticorpi, nu știu, în jur de 700 din minim
40, parcă, și soția mea are vreo 20. Da, până să ne facem testarea aceasta de anticorpi, și, inconștient, am lăsat-o un pic mai ușor. Adică eram cumva aia. Am făcut, am trecut să avem anticorpi. Da. Deci inconștient, fără să conștientizăm. Noi suntem gen de persoane care viață, dacă am anticorpi, ca aha. Nu, pur și simplu. Involuntar, lași un pic garda mai jos. Și cred că o mare parte din cazurile acestea, multe, provin inclusiv de acolo. E posibil și din reinfectări. Mulțumesc tare mult, Florin. Omicron ăsta nu prea ține cont că te-ai mai îmbolnăvit odată, mai vine și a doua oară pe la tine. Asta este una dintre capacitățile sale. Valentin, salutare, ești la România în direct. Sunteți bine cu toții? Salutare, Cătălin, salutare, Europa FM. Da, suntem bine. Mulțumim Dumnezeu. Până acum toată lumea este ok. Vis-a-vis de această stare sau cum să ne ferim, cum să... Cum procedăm mai departe? Asta e treaba. Cum merge? În primul rând, igiena de zi cu zi, conturita zilnică, spălat pe mâini și așa mai departe. Atenție cu cine stai, cum stai, un purtat de mască. Revenim la ce au spus oamenii mai devreme, cel puțin interlocutorul meu dinaintea mea, vis-a-vis de testarea aceea rapidă pentru anticorpi, e o idee ok. Și se poate face și foarte simplu, uitându-ne la testele pentru glicemie. Ceva similar se poate face și pentru anticorpi, adică stabilită o limită, un barem de la. Îți poți la un certificat verde în baza anticorpilor, ce este sub limita admisă, mergem pe partea de vaccinare. Am înțeles. Asta e posibil. Este părerea mea. E posibil. Nu știu cum funcționează. Nu mă pricep atât de mult la tehnică, la tehnologia asta. Mă gândesc că ar fi foarte simplară chestia, că atâta timp cât pentru glicemie te înțepi în deget, ai pe un test picătura de sânge și ți arată că ai sau nu ai glicemia normală, același lucru l-aș vede și pentru e posibil. Testul COVID de anticorpi. Adică e posibil, dar... te-ai înțepat, te-ai pus picătura de sânge și două liniuțe. Ești sub prima liniuță, trebuie să te vaccinezi. Da, nu știu, idee de tehnologie, nu știu cum să măsoară. Mie mi-au luat sânge din venă când mi-am făcut singura dată testul ăsta. Nu știu unde a ajuns tehnologia. Mă gândesc că se va dezvolta, va fi foarte simplu poate face că... Da, asta eu te întreb mai curând de luna următoare, cum o să facem, că de fapt asta e marea poveste. Uite că la răspândirea sau la împiedicarea răspândirii acestei boli am dat greș, adică restricțiile nu funcționează, iar vaccinarea te ferește de îmbolnăviri grave. Dar numărul infectărilor e foarte mare, foarte mare, ceea ce duce la probleme economice. Am o listă de spitale astăzi în față, din București, imediat o găsesc. Am ascultat și eu și doamna ca tot a vorbit. Începând de la Viting a oprit internările pe două secții, după care ai spitale cu focare. Elia, Sfânta Maria, Grigore Alexandrescu, Funden, Cantacuzino, Colentina, Colția, Obregia. De acord cu dumneavoastră. Focar nu există și vor exista. Mm-hmm. Atâta timp cât virusul va circula. Ai probleme economice. Ai profesori, 4.000 de profesori care nu merg la clasă. Atenție! Că tu ai 13.000 de îmbolnăviri și 4.000 de profesori care sunt... Astea sunt problemele pe care le avem în față. Eu de asta te întreb cum procedăm. Că la un moment dat și la tine la lucru să lipsească niște oameni. La noi... Absolut. Absolut că vor lipsi. Și este inevitabilă. Numai că, ca să revenim la măsurile dure, cum a fost în primul lockdown, unde am omorât efectiv 90% din economie, iar nu este rentabil. Acum ne uităm și peste gard la vecini, unde... Cu toate că rata de infestare crește de la o zi la alta, măsurile restrictive sunt ridicate. Ușor, ușor, treptat. În speță, cel mai bun caz este Austria. Pentru persoanele vaccinate s-au ridicat restricțiile. Dar nu știu în ce punct al valului, dar ții minte ce a făcut Austria. Nu, eu nu o dau ca soluție aici, dar să le spunem oamenilor că cei nevaccinați în Austria au avut o perioadă de carantină. La începutul acestei ierni. Dar dacă vă uitați pe statisticile lor, cu toată carantinarea forțată a persoanelor nevaccinate, unde efectiv i-au ținut în casă, n-ai voie să ieși,
creșterile de ăsta, infestările, tot au crescut. Sigur că cu da. Cu toată carantinarea. Asta spuneam și eu, da. Și atunci, nu văd o soluție viabilă, cel puțin în momentul de față, să-i, pe anumite grupe de vârstă sau să-i țin casă forțat, când ăsta este deja vu, infestările cresc. Și atunci, cum facem? Singura, adică din punctul meu de vedere, știți cum e, că educația este până la 6 ani, cea de acasă, cum se și spune, primii 7 ani de acasă. Eu cred că ar trebui să aplicăm fiecare primele măsuri din lockdown, fără aplicarea lockdown-ului. Spălat, păzit, atenție, că până la urmă, păzindu-te pe tine, involuntar îl păzești și pe cel de lângă tine. Da. Mulțumesc tare mult. E un lucru care funcționează. De aici începe. Știți de fapt ce spune Valentin? Băi, respect reciproc unii față de alții. Purtați masca în perioada asta. Încercați să nu intrați în aglomerații, să nu stați mai mult decât e necesar. Gândiți-vă și la cei din jur. Oare se va întâmpla ceva rău când merg copiii la școală? Un pic de instruire să fie reținuți la școală, după cum vedeți, e un loc în care te poți infecta foarte ușor. 4.000 de profesori infectați. Este foarte, foarte, foarte mult. Acești 4.000 de profesori, unii dintre ei nu vor face ore, chiar dacă, cum să spun, chiar dacă merg în online sau chiar dacă au forme ușoare de boală. Cosmin, salutare, bine ai venit la România în direct. Uite, boala. Infectările se răspândesc. Cum merge mai departe? Salut, Cătălin. Am avut restricții mai dure la un număr de cazuri mult mai mic, număr de cazuri de infectări mult mai mic. Mi se pare că acum restricțiile sunt mult prea ușoare pentru cât de mult poate să crească acest omicron numărul de infectări. Da. La ce mă gândesc? Că prietena mea s-a mutat în Olanda în noiembrie și a trecut prin restricțiile de acolo. Restricțiile au fost dure acolo, dar nu neapărat pentru cazurile grave, ci pentru a menține spitalele funcționale. Pentru că lumea acolo are obicei să meargă la doctor, dacă se simte rău. Cine știe câți oameni au trecut la noi de omicron, când acasă, crezi că e o răceală. Asta mă pune puțin pe gânduri. E posibil și asta. Tu propui cumva un tip de restricții care să încetinească răspândirea acestei tulpini aici? Ar trebui încerca ceva, o cale de mijloc. Dă-mi un exemplu, că aș vrea să înțeleg mai bine la ce te gândești. Avem un certificat verde pe care îl aplicăm și nu prea îl aplicăm, că își mai pasează lumea certificatele, mai intră de colo-colo, restaurantele și ce mai sunt, cafenelele funcționează la o treime. Cum ar mai trebui să fie făcut? Cred că îmi explice puțin, dar nu știu exact cum. Adică aș putea să dau cu părerea, dar nu aș vrea să fac asta. Dați-i mai îndesosiți ca mine. Dar aplicarea lor mi se pare puțin neserioasă. Adică, da, înțeleg. Poți mască, nu poți. Da. Intri, verifică, nu verifică. La Mega, când intru la mine, tot este întrebare care e cetarea. Nu știu, înțeleg. S-a întrerupt o secundă. Deci când intri la magazin, ce s-a întâmplat? Și mi se ia temperatura. Îl pierdem, așa e? Deci nu prea ne-am auzit? De-abia acum, Cosmin. Spuneai că ți se ia temperatura la magazin? Mai există magazin unde ți se ia temperatura? Dacă la noi sunt electronice, unde m-am dus eu, sunt niște de-astea care stau singure. Corect, așa e, ți se ia temperatura. Da, și mă întreb care e temperatura, pentru că nimeni nu se uită la acea cifră. E doar un mic exemplu. Da, nu. Multe altele. Asta nu funcționează, dar eu unul, de exemplu, nu cred că în magazine este cel mai important loc de îmbolnăvire. Că n-apuci să stai față în față cu foarte mulți oameni. Dar știi unde te poți îmbolnăvi ușor? La muncă te poți îmbolnăvi foarte ușor. Acolo unde stăm împreună 6-7 ore. Te poți îmbolnăvi când copilul vine de la școală, unde vreme de 6 ore a stat cu alți 30 de copii. Într-o clasă e foarte greu de respecta toate normele alea, nu-s absurd. Astea sunt locurile în care văd eu și eu, dacă aș propune ceva, aș propune ca la muncă verificarea pe care fiecare dintre noi o face să fie mult mai atentă, să existe niște reguli
Noi aici la Europa FM ne-am instaurat singur niște reguli, care sunt chiar un pic mai dure decât ale statului, și aș vrea să-l văd pe domnul Rafila, nu dând din numeri și zicând asta e, o să vă îmbolnăviți, că domnul Rafila, când a fost să se bage certificat verde în țara asta, a tras o frână domnul Rafila mare de tot și a zis PNL, certificat verde. Păi nu știu, că și eu mă întreb. Am scris un articol pe blog și chiar mă întrebam. Zic, dar de ce o fi procedat domnul Rafila așa? Zici că a jucat mereu la temporizare. Cătălin, nu cu certificatul verde, ci cu un carnet galben de vaccinare. Am trăit un an de zile în Africa. Da, am avut și eu din ăla, da. Da, și trebuie neapărat să faci vaccinul de febră galbenă. Și în aeroport, prima chestie pe care o verifică e acel certificat. Nu contează security check, pașaport. Doamne, asta mi s-a părut formidabil. Deci de câte ori plecai, de câte ori plecai printr-o țară din asta, îți cereau ea carnetul ăla. De în 2017, nu vorbim de eu, din anii... din 1960. Nu, da, eu am carnetul ăla de prin anii 90, l-am avut și în 2000. Mi-au făcut niște vaccinuri incredibile, dacă te uitai la ele așa și la culoare. Da, făceai vaccinuri în dușmănie pentru lucrurile alea. Și nu mai zicea nimeni cârcă, să gândea, băi, decât să fac febră din aia denghe sau febră galbenă sau nu știu ce, mai bine fac. E, acum a început o discuție, știi, da, mă rog, în fine, așa e așezată lumea. Cosmin, mulțumesc tare mult. Vedeți, soluțiile sunt greu de ales în perioada următoare. V-am spus, există chiar și ideea exprimată de unii cercetători care a spus, domnule, e o tulpină ușoară, lăsați-o. O să se ducă în populație, să imunizează, Doamne ferește, să se transforme, să aibă spațiu să se transforme în ceva cu adevărat rău. Dacă era atât de infecțioasă, dar și agresivă ca Delta, vă dați seama ce nenorocire ar fi fost. Cristina, salutare, cum sunteți? Bună ziua, domnul Cătălin. Suntem bine, și eu, și prietenul meu, iubitul meu și ai mei. Părinții mei s-au infectat undeva în februarie, dacă nu mă șel, anul trecut. Mama fiind operată de cancer cu 6 luni înainte, la sân, cu sân extirpat și toate cele, deci... Și nu s-au vaccinat. Nu a apărut vaccinul la momentul respectiv. Cred că totul ține de imunitate, părerea mea. Adică... Având în vedere că mama a avut o operație destul de gravă și a făcut COVID, într-adevăr, a făcut o formă medie, cu temperatură, durete... dureri în corp și toate cele, vreo săptămână a stat într-adevăr în pat, tata la fel, dar nu au pățit nimic altceva. Eu am stat în casă cu ei la momentul respectiv, nu m-am infectat. M-am infectat în schimb anul acesta prin toamnă și poate că nici nu-mi dădeam seama că m-am infectat, dacă nu mă trezeam într-o dimineață să mă spăl pe dinți și nu am mai avut gust și miros. Asta au fost singurele forme de COVID pe care le-am avut. Deci, nu știu, întăresc faptul, părerea mea, cred că ține de imunitate, cel mai mult. Tu fiind vaccinată sau nevaccinată la data fiind asta? Fiind nevaccinată. Ai mei s-au vaccinat anul trecut, eu într-adevăr nu m-am vaccinat, nu că aș fi împotriva vaccinului, dar m-am gândit că totuși sunt mai tânără, totuși, cred că sunt jumate-jumate, parcă nu am totuși încredere să mă vaccinez cu ceva ce încă este în teste, dar... No, cu toate astea m-am acum... gândit la ei mei. Stai, vreau, eu nu te judec, să nu crezi o secundă, că nu judec pe nimeni. Nu, voiam să zic că testele s-au terminat și acum, ce să zic, suntem câteva miliarde de concetățeni care suntem vaccinați, adică e ok. Ai mei, oricum, ai mei m-au întrebat la momentul respectiv dacă să se vaccineze sau nu și am îndrumat să se vaccineze. Eu am pus-o pe criteriul de vârstă, am 37 de ani, am zis că totuși, nu știu. Poate. Dar spune-mi tu, Cristina, cum vezi tu perioada următoare? Uite, acum să știi că omicronul ăsta nu te scutește nici dacă te imuniza natural, nici dacă ești vaccinat. Adică e o variantă, poți să faci mai ușoară, multă lume probabil că va face... Chiar se zice, după cum ai auzit, domnule, e imposibil să nu iei. Văd tot mai mulți în jurul meu trăind cu credința asta că sigur ne îmbolnăvim. Ce zici tu să facem mai departe? Cred că ar trebui vaccinul acesta să fie obligatoriu pentru cei care ies din țară. Într-adevăr, până la urmă, boala s-a răspândit, cel puțin tulpina aceasta s-a răspândit, circulând dintr-o țară într-alta. Dar cred că simptomele pot fi într-adevăr mai ușoare. Partea asta de vaccinat în țară, nu știu dacă ar trebui să fie obligatorie. O
purtatul maștii iar cred că ar trebui să, să fie obligatoriu în spațiile, în spațiile comune, încă. Măcar până la sfârșitul anului, poate, deși, nu știu, probabil că mai sunt multe luni înainte, abia am început anul. Astea cred că sunt singurele forme cele mai sigure de a ne proteja. Purtatul măștii, o igienă bună, să ne aducem aminte când a început COVID-ul, deci în prima fază, undeva prin decembrie, acum 2 ani, se difuzau la televizor imagini cu oamenii că dau pe stradă din picioare și eram toți speriați și ajungeam acasă și ne spălam inclusiv alimentele, pungile, ștergeam pe jos covorul de clor și așa mai departe. Se pare că COVID-ul nu a fost chiar atât de rău. A fost. Adică, rău a fost. Dar nu a fost cum se spunea atunci. Și acum e din ce în ce mai ușor. Până nu se face o imunizare în masă, eu cred că nu vom scăpa. Părerea mea. Da, cumva a intrat gândul ăsta în noi că gata, domnule, e un dat, acum trebuie să ne îmbolnăvim. Eu v-am mai spus... Da, pentru că au trecut și ani în spate. Sunt deja 2 ani în care tot avem restricții peste tot, unde ne ducem în toată lumea, unde, indiferent că mergem dintr-un oraș și într-altul în țară, sau plecăm în afară. Deja ne gândim ce o să fie de pe o zi pe alta. Se pare că cu toate restricțiile tot nu putem să le eliminăm și cu toate vaccinurile. Și atunci, nu știu, și de aici îmi interes părerea că ține de imunitate, adică într-adevăr, îți faci vaccinul, ai forme mânșoare, dar tot îl faci. Știi. Dar dacă ai o imunitate bine pusă la punct, ajungem, cred că îl ai... Ajungem la acel cuvânt pe care omenirea a tot încercat să-l schimbe în ultimele 10 de ani. Știi ce spui tu aici? Că selecția naturală este până la urmă ultima formă de apărare în fața acestei chestiuni. Este cumva foarte dur. Da, da, cred că da. Știi ce am făcut? Noi, Cristina, noi ani de zile, în ultimii 60-70 de ani, ca specie, ne-am dezvoltat atât de mult, încât selecția naturală nu a mai fost ultima redută. Am inventat atâtea și drepturi și libertăți și tehnologie și minte și am studiat atât de mult și ne-am pus la punct niște sisteme în care am spus, nu-i mai lăsăm pe cei mai slabi să moară. Grasule, poți și tu să trăiești. Îți punem două valve la inimă. Tu care ai diabet, poți să trăiești foarte mulți ani. Am bătut cancerul, Cristina. Am făcut niște lucruri absolut extraordinare ca omenire, tocmai ca să nu lăsăm selecția naturală. Astăzi, în fața acestui virus, unde n-am găsit încă o cale, îmi pare rău să văd, nu te critic, chiar nu te critic, dar îmi pare rău să văd că, desigur, ajungem la această vorbă în care foarte multă lume zice, domnule, până la urmă, aia e, imunitatea, selecția naturală, atât? Adică perioada de aur a omenirii s-a terminat? Mintea noastră, logica noastră, capacitatea noastră de a face lucruri bune și uimitoare s-a oprit aici? Nu, dar nu consider că mă criticați. Vă repet, eu le-am întărit alor mei faptul că ar trebui să se vaccineze. De ce nu m-am vaccinat eu? Este pentru că, într-adevăr, am pus-o pe criteriu de vârstă în prima fază, apoi mi s-a întărit ideea că poate nu este chiar atât de grav ce se poate întâmpla la persoanele mai tinere, pentru că, v-am spus, singurele simptome pe care eu le-am avut a fost lipsa gustului și mirosului. Okay. N-am avut temperatură, nu am avut absolut nimic altceva. Nu, într-adevăr, vaccinul este bun. Tocmai pentru asta consider că ar trebui făcut pentru persoanele care... Dar, cred că, repet, ține totuși și de imunitate, pentru că sunt persoane care cu vaccinul au murit. Sunt persoane care cu vaccin au făcut forme grave în continuare. Sunt persoane care cu vaccin au plecat, au circulat dintr-o țară în alta și au răspândit peste tot. Mulțumesc tare care mult. Cu trei doze. Da. Așa e. Mulțumesc tare mult. Nu mai avem timp. Cătălin Tizule, Bogdan, îmi pare rău. Nu mai avem timp astăzi. O să vină momente complicate. Asta voiam să vă spun. O să vină momente complicate în săptămânile următoare. Ne înarmăm cu calm și echilibru și poate cu mai mult optimism. O să trecem și de acest moment. Și cred că aici, în tot ceea ce ați spus, există o mare cantitate de
bun simț care funcționează. Purtați măști, nu intrați în aglomerație inutil, spălați-vă pe mâini, învățați-vă copiii cum să se protejeze, învățați-i și pe cei din jurul vostru. Și tot noi o să răzbim în ciuda multor guverne sau în ciuda multor decizii și ei sunt oameni ca și noi, sunt mult mai slabi decât am crezut sau mult mai slabi decât au clamat ei atunci când erau în opoziție. Sunteți la fel de nevolnici în materie de rezolvare a problemelor ca și guvernul PNL-USR. Nu este nicio diferență între voi, măcar să ne înarmăm atunci cu bun simț și bună credință pentru a ieși mai departe la liman. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct de astăzi se încheie aici. Vă spun spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.